O fetiță aflată cu mama ei în carantină la sanatoriul Tekirgöl a ieșit din centru chiar de ziua ei de naștere, la finalul celor 14 zile în care a stat izolată după ce s-a întors din Italia. Asistentele de la sanatoriul balnear de recuperare Tekirgöl a așteptat-o pe Alessia la ieșire, cu tort și baloane pentru a-i sărbători ziua de naștere. Bună, sunt Alessia, din camera 608. Vă mulțumesc pentru toate cadourile primite și pentru tot ce faceți pentru mine. Suntem minunați cu toții. Totul va fi bine. Pe timpul carantinei, Alessia le-a înfrumusețat munca asistentelor cu desenele în care le transmitea că totul va fi bine și le-a mulțumit pentru tot ceea ce fac cadrele medicale pentru repatriații români. Fetița s-a întors din Italia împreună cu mama ei în urmă cu 14 zile, a aterizat cu un avion pe aeroportul Mihail Cogălnicianu și a fost cazată în carantină în sanatoriul balnear Tekirgöl. O altă imagine emoționantă a venit zilele trecute tot de la sanatoriul balnear Tekirgöl. Un cearșaf alb pe care era scris mesajul "Vă mulțumim din suflet că ați avut grijă de noi" a fost afișat la unul dintre balcoanele camerelor unde românii repatriați din Italia sunt carantinați.